foarte influențați de prezența lui Marte aici în într-un domiciliu atât de puternic, sigur lor că le da. Place Marte da, acolo. Lor le place Marte aici, oricum ei sunt dinamici, de orice pot fi învinuiți nativii Scorpion, dar nu că n-ar fi dinamici și plutonieni pe de-a întregul, și marțieni și plutonieni, deci au suflu, au viață, au vitalitate, au de fapt mai mult forță, aș spune, pentru că viața este mai mult responsabilă cu soarele. Dar acum se pare că vor avea foarte multe lucruri de rezolvat la nivel relațional, multe acte de cărora vor trebui să le găsească o rezolvare, promisiuni, multă lume în jurul lor cu care au de încheiat tot felul de și de negociat tot felul de lucruri. Și multă activitate, multe drumuri, o perioadă destul de încărcată, aș spune, pentru nativii Scorpion, cel puțin decembrie și ianuarie. Dar asta nu înseamnă că nu le place. Ba da, le este, place, da. Este multă energie și ei, având aceste activități, nu au timp să-și plângă de milă. Deci au toate motivele să simtă că într-un fel au o contribuție importantă la viețile celorlalți și că se pot bucura de sentimentul acela de alchimie interioară pe care îl dă fiecare acțiune reușită, și Marte acesta le dă cumva imboldul să aibă curaj să sară în foc, pentru că vor renaște ca păsările Phoenix. Asta este de fapt ceea ce face Marte. Chiar dacă un Marte în Scorpion pare să împingă pe Scorpion la niște acte care nu pot fi ușor de înțeles pentru ceilalți, ei știu în sufletul lor că este tot răul spre bine. Efectiv, tot ceea ce fac are o finalitate în beneficiul nu numai al lor, cât și al celor din jurul lor. Au un Mercur foarte frumos aspectat, cât a fost retrograd, probabil că au simțit din plin că li se înnoadă limba și că nu reușesc să comunice ceea ce își doresc, dar acum și atât de frumos aspectat fiind Mercur cu Pluton și cu Saturn, își pot asuma responsabilitatea pentru ceea ce spun. Pot spune lucruri serioase, lucruri de substanță, lucruri care să fie foarte mult luate în serios de ceilalți. Și să reprezinte cumva un fel de reper. Au un aspect foarte frumos pe casa a doua, luna cu soarele, deci aspectul de lună nouă pe casa a doua, pe casa stabilității materiale. Ei, având aici luna nouă, pot chiar înțelege ce anume au de făcut pentru a obține mai multe resurse financiare sau pentru a face anumite investiții la modul foarte serios și concret, dar și înțeles, adică să nu acționeze și să funcționeze pe bază de impuls, ci pe bază de înțelegere. Și cum spuneai și tu, în casa socializării, pe casa a treia, acolo unde e Scorpionul, au foarte multe teme de rezolvat, cum spuneai și tu. Nu pot promite fără bază, nu pot să se asocieze cu oamenii față de care nu au sentimentele cele mai bune, nu se pot înșela pe ei înșiși în ceea ce privește relațiile pe care le au cu ceilalți, nu mai pot fi ipocriți sub nicio formă și poate că vor veni cumva din trecut teste oameni care să încerce să se reapropie de ei. Dar scorpionii vor avea puterea să discearnă și să aleagă grâul de neghină foarte bine. Așa este, da. Deci, practic, sunt, exact cum spuneai și tu, multe lucruri de rezolvat, multă agitație, mult antren ca o concluzie și vor avea ceva feedback, adică vor ști cam ce răspuns le dă Universul, ce răspunsuri le dau cei din jur și așa mai departe. Să vedem acum pentru nativii săgetători, cei care cel puțin